faptul că mă aflu astăzi aici este, vi se datorează dumneavoastră pentru că aveți o televiziune independentă, pentru că ați vorbit despre prezența mea. Nu, în ultimele două săptămâni am mai fost nicăieri. Am fost interzis de peste tot. Are legătură cu campania electorală, credeți? Are legătură și cu campania, are legătură și cu cazul, pentru că am început să pă mai mult. Eu am promis și de aceea și vreau să fac această întoarcere. Eu am promis acum o lună de zile, știți bine, că voi începe o investigație independentă. În momentul de față am trimis în Orientul Mijlociu, Nordul Africii și în Italia, investigatori pe banii mei, atenție, pe banii mei, nu ai statului român, care să afle care este adevărul despre rețelele de trafic de carnevie care pleacă din România, pentru că, din păcate, pistele din România sunt adevăr unele false, multe dintre ele false, despre ce s-a întâmplat cu Alexandra, iar această investigație care pleacă de acolo spre România este una cât se poate de clară și de complexă. Eu am aici foarte multe date și probe ale celor care au plecat și au luat-o, își fac această datorie. Sunt oameni din serviciile secrete care mai lucrează în servicii secrete, sunt oameni din servicii secrete străine care nu mai lucrează în servicii secrete străine. Deci eu nu mă joc cu ceea ce vorbesc acum. Motiv pentru care nicio autoritate publică nu m-a contrazis până astăzi pe niciunul din detaliile pe care le-am prezentat. De aceea eu nu vă spun niște bârfe, niște lucruri pe care le-am auzit întâmplător sau zecile de mii de mesaje primite că le-a văzut cineva în Frankfurt, în nu mai știu unde. Nu. Vorbim despre o investigație. Concret, domnule Cumpănașu, că e foarte interesant să ne spuneți dumneavoastră, că sunteți direct interesat să se afle adevărul. Da, sunt direct interesat pentru că am pornit această bătălie până, dacă am spus că mor cu ei de gât, pe chiar mor cu ei de gât. Și autoritățile noastre dorm pe ei. Însă vreau să fiu cât mai clar și cât mai coerent pentru oameni. În momentul de față sunt trei rețele care acționează dinspre sud-estul Europei. România și Moldova mă interesează pe mine, restul țărilor nu au importanță în povestea noastră, care duc spre Italia, care duc spre Orientul Mijlociu și care duc spre Nordul Africii. Eu o să mă refer acum doar la una dintre acestea pe care noi o urmărim în acest moment și care are legătură cu Alexandra. Este vorba despre filiera arabă. Din România merg în Italia, din Italia Monaco și de la Monaco în Tunisia. Este rețeaua despre care vorbesc și care are legătură directă cu Alexandra. Investigatorii mei nu o să intru acum pentru că sunt zeci de pagini de nume, de detalii. Ce vreți dumneavoastră, sunt pe Facebook-ul meu, le găsiți oricând, dar eu nu m-am ascuns, doar că presa din România, o parte din ea, a considerat că această candidatură la prezidențiale trebuie să mă oprească să mai apar public. Am înțeles. E, uite că nu e așa, că dumneavoastră ați făcut-o. Și vă mulțumesc pentru asta, pentru că adevărul contează și trebuie să ne simțim în siguranță. Așa cred eu. Fără rezolvarea acestui caz și fără aflarea adevărului prin găsirea Alexandrei sau adevărului despre Alexandra, eu cred că nu putem să trăim în liniște în țara asta. Deci, dumneavoastră, spuneți așa, că aveți deja o pistă, cum că Alexandra... Avem dovezi. Deci nu numai că nu e moartă, ați deja credeți că puteți să refaceți cumva parcursul ei? Da, am refăcut deja parcursul. Și că e în viață undeva într-o zonă din nordul Africii. În acest moment nu pot să spun dacă... trebuie să fiu foarte atent cu ce noi trebuie să fim oameni responsabili. Știu. Toate indiciile pe care investigatorii pe care eu i-am trimis mi le-au dat, duc spre ideea că este în viață. Nu o să spun unde credem că este, ci am refăcut până acum doar o parte din traseu. Pot să vă mai spun altceva care este la fel de important și nu mă feresc să o spun. În momentul de față, miza este una foarte crescută. Dacă rețele de trafic de carne vie, mă rog, mari, și nu o să dau numele acestor rețele și ale proprietarilor lor cu ghilimele, vor să mai facă afaceri în întreaga lume și întreaga Europa și întregul continent, o găsesc pe Alexandra. Oamenii aceștia nu este nici ortodox, nu e nici corect, dar este bine pentru noi, cooperează cu investigatorii mei. Am înțeles. Deci nu caută de capul lor, dacă vor să nu se afle anumite adevăruri despre ei, trebuie să caute adevărul. Eu am documente de Alexandra sau ați încercat să aflați și despre Luiza? Nu, despre Alexandra, dar cred că, dacă mă întrebați pe mine, eu cred că Luiza și Alexandra au avut aceeași rută. Nu în același moment și nu am aceleași probe despre Luiza, pentru că nu am avut când. Uh-huh. Investigatorii mei au mers și au luat-o din loc în loc și am aici o groază de nume, de persoane cu care s-au întâlnit, pe care le-am pus pe Facebook, pe care nimeni, nici de Icotul, nici mama de Icotului nu ne-a întrebat despre ele. Atenție! Deci parcă suntem într-un film de groază, da? Însă, revenind la ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, această filieră arabă constă în următorul lucru. Ca să-l explic pe înțelesul oamenilor și cât mai simplu.
Din păcate, avem oameni care în, pe lumea aceasta, bărbați, mă rog, oameni nu, care, din păcate, au niște deviații. Că nu pot să le spun altfel, n-aș vrea să mă exprim mai urât de atât. Deviații, iar în Tunisia, de exemplu, ca să iau doar Tunisia ca exemplu, există, dacă vreți, arabi extrem de bogați, care au harem. Ei bine, aceștia comandă fete. Ei nu se duc, nu se mulțumesc să aibă o prostituată sau, îmi cer scuze pentru cuvânt, dar încercăm să discutăm deschis, sau să aibă să racoleze și... Nu, pentru ei haremul este foarte important, iar comanda specială înseamnă ca fata să fie virgină, să aibă până în 18 ani, să arate bine și să aibă acea, să zicem, naivitate și încă pervertită. Dumneavoastră, adică fete inocente... Este profilul. Am înțeles. Da. Dar credeți că Dincă ar avea conexiuni cu astfel de oameni? Ar avea conexiuni cu avem astfel toate, de rețele? Avem toate dovezile pentru a spune că da. El este unul pion al... Este un pion, este un, racolator. Un personaj, da, nici măcar racolator, el este practic cel care la marginea rețelei doar filează și identifică ținta. În cazul Alexandrei, conform investigatorilor mei, el a mers mai departe decât trebuia. El nu trebuia să o răpească pe Alexandra. Nu era misiunea lui nici să o răpească, nici să o ducă acasă, ci doar să o identifice. Altcineva trebuia să o răpească. Însă, ceea ce vreau să vă spun și cu probe și cu documente, cu ce vreți dumneavoastră, este următorul lucru. Procuratura italiană, de data asta vorbim despre Procuratura Generală din Italia, a început un dosar încă din 2005 și astăzi este un lucru care în Bari a constatat unde este raiul prostituției, că nu există prostituție. Din documentele procuraturii italiene reiese foarte clar că în interiorul acestora a carabinierilor și a procuraturii italiene existau niște cârtițe, magistrați și procurori și polițiști italieni care protejau rețeaua din Bari. În acest document al procuraturii italiene pe care eu îl am, scrie negru pe alb că instituțiile de profil din România nu au cooperat, ba dimpotrivă au acoperit rețelele. Adică vine și spune încă o dată că aici ar avea unii niște interese să acopere întreaga rețea pentru că ar fi și ei parte din această rețea? Vorbim exact, de oamenii care au putere exact, și autoritate? Exact, acesta este conținutul acestui document. Atenție, eu vă dau și niște nume. Investigația a fost începută de Procurorul General Adjunct al Republicii, Staffa. Din ordinul domnului Staffa, Procurorul General al Republicii din Italia, s-a început această investigație. Vă repet, nimeni nu a contrazis până azi. Acest procuror general adjunct al Republicii din Italia a început această investigație și în Bari a descoperit că are niște cârtițe. Am și numele procurorului de acolo, dar nu știu cât de relevant este. Bun. Din Bari. Dați-mi voie, vă rog, să-l ascult pe domnul... Ca să lămurim un lucru. Să lămurim de ce nu apare Bari pe nicio hartă. De ce Dincă nu apare pe nicio hartă? Aceștia erau protejați de către procurori și polițiști de acolo și instituțiile specializate din România conform documentului procuratorii italiene, din păcate. Transferul de bani, că lumea spune de unde are Dincă bani, transferă de bani, vă spun eu de aici, din document, se făceau online prin niște centre, mă rog, și-au creat niște centre online prin care făceau transfer prin intermediul unor apeluri telefonice pe centru online. Ele nu apar nici pe Western Union, nici pe altă parte. Procuratura italiană ne-a pus la dispoziție aceste documente și le voi face publice la momentul potrivit. Bun, foarte interesant ce spuneți, pentru că veniți cu niște elemente noi despre care n-am auzit vorbindu-se până acum. Pentru că ne-au interzis. Pe Facebook-ul meu se găsesc de o săptămână. Și nu v-a sunat nimeni să vă cheme? Nu m-a sunat nimeni nici de la televiziune, nici de la parchet. În acest moment se pare că adevărul încurcă pe toată lumea, și pe unii care candidează și pe unii care cer